în vizită la Muzeul Universității Victor Babeș. E prezentată pe acest panou ceremonia inaugurării Universității Românești din Cluj în 31 ianuarie 1920. Poze de la sărbătorirea a 10 ani a Universității Românești din Cluj. Sunt prezentați rectorii Universității din Cluj. Printre ei ne aducem aminte de Iuliu Hațegan, Nicolae Drăgan. De la colaborarea științifică a Universității Clujene în anii interbelici. Sunt prezentați câțiva doctori honoris causa a Universității din Cluj. Ultimul prezentat este Octavian Goga. Se prezintă pe un panou facultățile care au constituit universitatea. Facultatea de Științe, Facultatea de Litere și Filozofie, Facultatea de Drept, și Facultatea de Medicină, care inițial era cuprinsă în cadrul Universității. Aspecte din viața studențească, participarea profesorilor universitari clujeni la fața politică interbelică, pe panoul ăsta sunt selectate imagini a Universității din Cluj în perioada celui de-al doilea război mondial, când parte din universitate s-a mutat la Sibiu și altă parte la Timișoara. Aici este sediul de la Timișoara din perioada 40-45. Și aici sunt prezentați profesorii de la Universitatea din Cluj aflate în refugiu la Sibiu. Sunt imagini de la Universitatea Maghiară din Cluj în perioada
1940-1945. Imagini cuprinse între anii 1948 și 1959, recunoaștem pe Raluca Ripa. Pe un panou sunt prinși universitarii clujeni întemnițați. Imagini cu profesorii de la Universitatea Boiei între 1945 și 1959. Imagini de la Biblioteca Universității, care inițial aparținut de Universitatea Babeș-Bolyai. Și aici se vede aula unde mulți dintre noi au studiat în perioada studenției. Diplome de licență acordate în decursul timpului la Universitatea din Cluj. Lucrări. Mulțumim gazdei noastre pentru informațiile care le-am primit. Plăcere, stimați.